Perioada încărcată pentru echipele Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu. Numai puțin de 8 meciuri au jucat sportivii din trupele de handbal și basket în weekendul care a trecut. Oficialii entității sportive spun că sunt în perioada în care testează jucătorii și încearcă să stabilească viitoarele strategii. Am pierdut meciuri la juniori, am câștigat cu echipa mare la fete, am câștigat meciuri și la basket la fete, am pierdut. Au fost 8 competiții în care am avut echipe împrăștiate peste tot în țara asta, s-au făcut mii de kilometri, cred că, și sunt fericit că activitatea merge în continuare foarte bine. Cum spuneam și la început, la începuturi, trebuie să clădim cărămidă cu cărămidă și încă este la început, este doar cel de-al treilea an competițional în care CSM-ul evoluează și zic că suntem pe un drum foarte bun. Va veni și momentul să țintim mai sus la performanță. Deocamdată ne axăm foarte mult pe tineri, pe juniori, am și debutat 2 junioare de 16 ani în echipa mare, ceea ce mă bucură foarte tare, care au și marcat. Nu prea avem timp să ne văităm pentru că urmează iară o săptămână foarte grea cu încă 5 meciuri oficiale, 2 ale echipelor de senioare, 3 la juniori și deci nu avem timp să ne plângem sau să ne bucurăm pentru că trebuie să luăm iar de la capăt în fiecare lună. Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu a fost înființat în urmă cu 2 ani și are secții atât de seniori cât și de juniori.